Domnul și domnule, revenim la ZEFA Live. Discutăm cu domnul Alexandros Ignatiadis, unul din antreprenorii cunoscuți pe piața construcțiilor, proprietar al companiei Octagon, implicată, domnule Ignatiadis. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, vă salut și vă mulțumesc pentru ocazia de a avea o discuție. Implicată în construcția de birouri, spații comerciale, mai recent am văzut, face și niște pasarele prin țară, merge și în Irak, centrale electrice. În infrastructura suntem implicați în calitate de subantreprenori pentru mari constructori de autostrăzi, în partea de fundarea, să spunem, al autostrăzilor sau al lucrărilor de infrastructură. Majoritatea, marea pondere la cifra noastră de afaceri, totuși o poartă sectorul privat, și anume, cum ați menționat dumneavoastră, dezvoltatorii de birouri, precum Skanska, Hermes și alții clienții de ai noștri. Și infrastructura numai pe incalitate, așa că nu avem contracte directe cu statul. Da. Și asta e o alegere. Sunt mândru să spun că am reușit să ieșim din perioada de mai decisivă plină de falimente pentru sector și să consolidăm prezența firmei, să o capitalizăm oarecum. Totuși, cu toate astea, din păcate, operam într-o piață grav bolnavă și cu acordul dumneavoastră, ați vrea să dezvoltăm pe acest subiect. Vă rog, de ce considerați că e piață grav bolnavă? Că văd business totuși de cât? De câteva... Cât aveți? Aveam 20 de milioane de euro, nu? Și da, v-ați dublat cifra de afaceri în 2013. Da, dar haideți să... eu aș porni de materialul dumneavoastră, adică de... ediția de top imobiliare și construcții. Și a pornit de aici. La topul care recitați, luând pe ca exemplu anul 2012, pentru care avem complete date, avem un total la prime 10 firme de 1.429.000.000 de euro. Profitabilitatea aferentă sunt 47 de milioane, ceea ce înseamnă 3, ceva. După datele Comisiei Naționale de Statistică, sectorul construcțiilor ultimii 3 ani are profitabilitatea medie de minus 11%, 10,8 și ceva. Asta înseamnă ca un sector, ok, nu toate 90 miliarde care sunt ponderea la PIB sunt de firme de construcții de execuție, da, dar la o piață de 4 miliarde aproximativ operează cu pierderi anuale de jumate de miliarde. Și dacă la primii 10, cei mai mari și cei mai capitalizați, abia observam un procent de profitabilitate în jur de 3%, înseamnă că ceva e fundamental greșit în această industrie. Și aș vrea să elaborez la asta. Vă rog. În primul rând, piața construcțiilor este suprapopulată. Avem mii și mii de firme și asta datorită faptului că accesul sau reglementarea pieței este aproape non-existent. În acest registru, piața construcțiilor efectiv a fost toți acești ultimii 20 de ani la care am eu personală experiența, a fost o statică a clasei politice și asta nu are vreo conotație unui anume, altul, adică era o situație generală. Este ținută subcapitalizată și în pragul subsistenței. Veți observa la acest top al dumneavoastră ca... Iată topul și rog colegii să... Nu există o firmă românească mai mare de, cu cifra de afaceri mai mare de 200 de milioane de euro. La o piață de 10 miliarde de euro, chiar în condițiile actuale, să nu ai tu câteva firme mari care să fie capitalizate, să pot concura și să ia o mai mare parte din piață, e inacceptabil. Eu vă spun că Grecia, cu datele de anul trecut al ponderii în PIB,
Grecia a avut pondere în PIB la construcții de 4, ceva și o cifră, o sumă totală de 3 miliarde și ceva. Totuși, cu 3 miliarde piața de construcții, Grecia are 3 firme care au cifra de afaceri peste 500 de milioane de euro. Aceste firme pot exporta, pot ieși în alte piețe, când firmele noastre, și mă asimilez unei firme romanești, Octagon, o firmă născută, crescută în România, nu e o firmă străină, n-are mama, n-are tata decât aici. De asta vedem că și dacă luați sumele, aproape jumate din această cifră aparține firmelor străine. Nu există un patriotism fals la asta, departe de mine. Firme străine sunt binevenite, așa m-am găsit și eu în țară. Totuși, aceasta, dacă vreți, aceasta placintă de 10 miliarde, ori ultimii 10 ani, înseamnă 100 de miliarde. Dacă noi în 20 de ani, cheltuind atâția bani, n-am reușit să creștem firme românești de calibru, avem o problemă serioasă. Puteți să mai întrebați, domnule, și ce ar fi de făcut cu treaba asta? Beneficiez de acest pupitru să fac chiar apel la orice guvernație, la clasa politică. De ce? Acest domeniu nu e un domeniu de high-tech. Nu e un domeniu în care suntem handicapați din start, în care nu putem recupera. E o industrie low-tech, ca să spun așa, unde România are toate aturii și resurse umane și know-how ca să devină un motor de, și de export și de creștere internă. Dar ar trebui să le dăm posibilitate să se dezvolte. Ce înseamnă asta? În primul rând ar trebui ca să limităm accesul. Ca ce s-a întâmplat de fond este ce? Toate clasele politice au păstrat situația asta intenționată, așa că cu cine venea la putere, domnul senator, domnul președinte Consiliului, mai trageau firmulița două, traiau două, trei, patru ani, luau contracte cu nomiluită, după care dispareau. Dacă vedeți topuri din ultimii 10 ani, nu veți găsi prea puțini jucători care apar constant. Apar 2, 3, 4 ani, după care, întâmplător, cam viața, durata de viață unor guverne sau unor politicieni. Primării sau primării. Ce ar fi, cum ar putea soluționa treaba asta? Există Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, din care fac și eu parte, de ani de zile promovează un proiect legislativ pentru clasificarea competențelor. Araco are un plan propus și pus pe masa Parlamentului de 2 ani, în care ideea este ca să fie clasificate toate firmele de construcții pe baza unor criterii de capitalizare, de experiență, de record, de resurse umane, de ce au, de sisteme de calitate sau manageriale, care ar permite accesul concret. Domne, e un proiect de 100 de milioane, îți trebuie clasificare A, B, C. E un sistem care se pleacă cam la majoritatea țărilor, restul țărilor europene. Asta înseamnă că nu poți tu crea o firmă care să aibă acces la sute de milioane overnight. Firmele astea fiind legitime, fiind capătă și o independență sau au ceva solid. Și pot participa, nu poate fi manipulate sau, cum să spun, batjocorite de la oricine promite ceva, vrea ceva, un sprijin deci construcțiile politic. Acum e principalul canal de drenare a banilor publici. Exact. Din cauza că nu sunt niciun fel de criterii sau reglementari care să împiedice acest lucru. Afară de asta, ce ar fi, după clasificare, ce înseamnă? Că vom avea, vom ști cine poate ce și nu va putea overnight, într-o noapte, să aibă acces la lucrării publice de anvergură. După care, trebuie consolidat sectorul. Firmele astea care avem 10 acolo, cu 100, cu 50, cu 60, cu 70 de milioane, păi vă cumpără pe dumneavoastră. Să mă cumpere pe mine, să cumpăr... N-are importanță. Asta e viitorul, domnul Păslaru. Ok, ar fi bine
Dar prefer pe una peste alta să fiu 10% partener la o firmă de 200 de milioane, care e puternică, care e capitalizată, decât să fiu 100% partener la o firmă care abia strage sufletul. Ar trebui date stimulente fiscale, și fiți atent, nu vorbesc de subvenții, dar pentru aceste consolidări. Dom'le, vreau să accesez, să spun, categoria cea mai mare? Uh-huh. Atunci poate, vă dau un exemplu așa. Se fuzionează sau Delta cu nu știu care, cu Bogart sau cu Tehnostrade. Diverse firme aglomerează, se coagulează și se fac jucătorii mai mari. Și al treilea pol acestei idei este următorul. Crearea eventual unor criterii sau unei subdivizii bursiere pentru firme de construcție care iau în calcul specificul industriei, care să permite acestor firme nou consolidate să se capitalizeze. Uh-huh. Ca, trebuie să fim onești. La ora actuală, construcțiile sunt old economy. La ora actuală, băncile sau fonduri nu se dau în vânt după firme de construcție. Nu prea a vrea nimeni să aibă de a face. Telecomunicații sau IT sau ce o fi, normal că sunt foarte sexy pentru finanțatorii. Da. Noi nu suntem. Atunci ar trebui să fie posibil să creăm o posibilitate pentru o capitalizare sănătoasă al firmelor românești de construcție. Spuneați că chiar dumneavoastră ați venit ca reprezentant al unei asemenea companii listate pe bursa din Grecia. Din Atena, da. Asta a fost din 94. Da. Când am venit tineri executive cu mari ambiții și speranțe și sunt recunoscător că în țara asta mi s-a dat posibilitatea să îmi îndeplinesc. Deci aceasta a fost rețeta în Grecia? Companiile s-au listat, au fuzionat, exact, s-au exact, listat, exact, s-au, exact au cum v-am finanțare. Descris și asta nu e un model care nu mai e preluat de acolo. Acolo a avut succes și în alte țări europene s-a repetat această metodă. Ca și noi aveam exact probleme asemănătoare, adică Grecia, având multe asemănări ca și abordare politică și cum au funcționat lucrurile. Bun, dar dumneavoastră ați reușit, au fost absorbite fonduri europene, infrastructura s-a ridicat, banii au fost cheltuiți miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Da, nu-i tocmai corect sau rațional, dar așa. Mă rog. Dar vedeți că și după criza, adică dovada că această treabă a funcționat, și că și după criza există un cluster, o grupă de firme de construcții grecești care au supraviețuit, chiar dacă acolo aveam de o scadere de 70% în anii din 2007 încoace, mai ales după Jocurile Olimpice, când efectiv se crease toată infrastructura, s-a comprimat dramatic volumul. Totuși, aceste firme, care unele există și prezente și în România, precum Actor, precum Terna, există, supraviețuiesc și continuă.